Salut, fetelor! Ce mai faceți voi? Sper că sunteți super, super ok! Sper că aveți o zi super, mirobolantă, magnifică, fenomenală! E bine, dragilor, în clipul de astăzi ce am eu pentru voi? Ai! Clipul ăsta, pregătiți-vă că ce o să vină, n-o să mai vedeți așa ceva! Clipul de astăzi testăm rujuri foarte, foarte ciudate! Eram eu într-o zi pe AliExpress căutând chestii ciudate pentru a le testa. Și am ajuns în secțiunea rujuri, unde Dumnezeule ce am găsit acolo, fără cuvinte. Pur și simplu am rămas mască. Zic, băi frate, chiar există lucrurile astea și bineînțeles că le-am pus în coș și bineînțeles că le avem aici cu noi pentru a le testa. Trebuie să rămâneți neapărat până la final pentru că ce am pentru voi astăzi e ceva incredibil. Așadar, am aici pungulița cu 8 rujuri. O să vă las linkul la toate în căsătura cu descriere dacă vreți să achiziționați vreunul. La unele rujuri deja le-am făcut unboxing-ul pe canalul de vloguri. Dacă nu ați văzut, treceți și pe canalul de vloguri să vedeți cum mi-au ajuns rujurile. Deci, și așadar, haideți să începem testarea. Bun, și o să o luăm așa într-o ordine foarte light și lăsăm greul pentru la sfârșit, pentru că la sfârșit am un ruj să vă arăt. Dumnezeule. Primul ruj pe care îl vom testa și așa mai light, să zic, este un ruj care promite să își schimbe culoarea în funcție de starea ta de spirit. Adică dacă ești supărat are o culoare, dacă ești trist, nervos, iar dacă ești fericit, happy, super, mega fericit, are altă culoare. Eu l-am testat într-o zi, bineînțeles, câinele vecinului s-a găsit să latre acum. Cum vă ziceam că într-o zi l-am probat când eram așa mai nervoasă și o să vă las o poză de cum arată pe buze, ce culoare are. Iar astăzi, că sunt super mega fericită, niciodată nu filmez când sunt nervoasă, ar fi culmea. Astăzi, că sunt super fericită, o să-l testăm și o să vedem ce culoare are el la aplicare și pe buze. Spune că este aloe vera 99%, nu știu ce, lipstick, bla bla bla. După cum vedeți, are o culoare verzuie, albicioasă. Deci, hai să punem la treabă acest ruj la veselie. Bun, fetelor, asta este culoarea. Adevărul e că îmi place senzația care mi-o dă, mi-o lasă așa pe buze. E gen gloss. Super catifelat, super funny, chiar îmi place culoarea, super drăguță, vecina mea nebună, asta este culoarea care a lăsat-o pe mână și asta este culoarea care a lăsat-o pe buze. Vreau să vă zic că este identică aproape cu culoarea care mi-am aplicat-o și în ziua când eram mai nervoasă, deci nu. Acest produs nu funcționează, nu face ceea ce promite. O să dea bineînțeles un dislike pentru că nu face ceea ce promite. Culoarea este identică. Bun, să trecem la următorul produs. Următorul produs se cheamă Blink și este un fel de ruj în carioca, un fel de carioca cu care te dai pe buze. Și să vedem cum funcționează, este nou nou, trebuie să-l desfac aici cu voi, deci facem și un unboxing. Acum trebuie să îl punem la încercare, să-l probăm, deci hai să dăm bătaie. Prima oară un swatch, iar după direct pe buze. Apropo, cum arată carioca, îmi place foarte, foarte mult, este de foarte bună calitate. Hai să-i facem un swatch, să vedem cum arată. Wow, super! Trebuie să vă zic că îmi place enorm, enorm de mult. Se aplică super mișto și văd că se face mat. Deci este cea mai tare chestie care am provat-o până acum. Senzația pe buze e la fel ca la un ruj mat, când îți aplici un ruj din ăla mat. Și ce îmi place cel mai mult este că îmi pot mișca buzele în voie fără să simt senzația aia de strâns, cum oferă rujurile mate. Rujurile mate se fixează acolo și cam îți... se îngreunează mișcarea buzelor, în schimb ăsta e foarte, foarte flexibil, pot să râd, pot să vorbesc cu voi cum vreau eu, pot să fac chiar și așa și buzele sunt perfecte, iar rujul este perfect pe ele. Îmi place foarte mult senzația la rujul ăsta pe buzele mele, chiar îmi place, o să-i dau un super mega like pentru că este super, 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 super. Și v-am spus și aplicarea îmi place foarte, foarte mult, dat fiind că are așa vârful ascuțit. Când aplic, să știți că vârful nu este moale, este un vârf destul de rigid, deci aplică super bine. Rujul când îl aplici este un pic așa lichid, iar imediat începe să se usuce. Îmi place foarte mult acest produs, o să-i dau un big like, aveți link în descriere dacă vreți să-l încercați. O să stau aici o grămadă de timp până dau
chestia asta jos de pe buze. Este super rezistentă. Următorul produs este o sticlă de PSPEI. Ar vrea să zică Pepsi, dar scrie PSPEI. Bineînțeles, este o clonă, eu știu ce poate să fie chestia asta, ce au vrut ei să facă cu acest ruj. O să vă arăt o poză cum arăta anunțat pe site și cum a ajuns la mine. PSPEI. În anul scria că este un ruj de culoare albastră care miroase a Coca-Cola sau a Pepsi. E bine, l-am deschis, îl miros și miroase a tipicul ruj al lui Mamaia, care se dea ăla verde în ambalaj auriu. A rujul ăla miroase, nici pe departe a Pepsi. Și bun, hai să-i facem un swatch să vedem dacă este albastru sau nu. Nu l-am probat, nu știu cum arată. Sper să nu mi-au vreo dezamăgire de la PSPEI. Miroase drăguț, adică îl miros și mi-aduc aminte de rujul Mamaia, sinceră să fiu. După cum puteți vedea, nu are nicio culoare, de fapt e un pic roz, e un fel de balsam roz. Deci, rujul ăsta este o caca, nu-mi place absolut deloc. Mirosul e necăcios, foarte, foarte tare. Și faza e că nu e albastru, este exact ca rujul ăla în Mamaia verde, care l-a aplicat și s-a transformat într-un ruj roz pe buze. Fac așa, untură pe buze, deci senzația care mi-a lăsat-o pe buze e puțin, să zic așa, grețoasă, foarte grasă, să spun așa, nu prea e pe gustul meu. Culoarea e drăguță, mă văd în cameră cu un roz foarte fucsia, foarte drăguț, dar nu este ceea ce scria pe pagină, nici pe departe, deci un mare dislike pentru acest produs mincinos. Da, o țeapă luată cu AliExpress, deci se poate întâmpla și chestia. Următorul ruj pe care îl vom testa, de fapt îl testez eu, voi vă uitați la mine, este un ruj fosforescent, ăsta este de la Pink Duck și este cumpărat de aici din Spania. Am ales pe culoarea roz, o să fac un swatch, îl aplic și pe buze, voi stinge lumina și o să vedem dacă este cu adevărat fosforescent sau nu. E foarte ieftin rujul ăsta, gen 1 euro, am dat pe el, da. Dar vreau să vă spun că e o culoare foarte, foarte nebună. În mod normal, nu mi-aș pune așa ceva pe buze. E un fucsia nebun, nebun, nebun. Așa arată pe mână, ăsta primul de aici. Și da, e foarte, foarte nebun. Acum, stingem luminile, ne punem așa în plan romantic și vedem dacă treaba e fosforescentă sau nu. Ei bine, așa se vede pe întuneric. Da, e neon cât de cât. Vedeți cum se vede? Se vede cât de cât tonul ăla neon. Am pus mâna așa ca să vedeți cât de cât. Deci acestui ruj o să-i dăm un like așa pe întuneric, pentru că funcționează. Vedeți? Se vede cât de cât. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar chiar merge treaba, chiar e bun. Următorul ruj pe care îl vom proba este un ruj foarte, foarte faimos, adică care s-a făcut faimos în ultimul timp aici pe YouTube, cel puțin în Spania. Este un ruj care conține o floare înăuntru. Imediat o să vi-l arăt de aproape. S-a părut foarte, foarte interesant să vi-l arăt. Deci l-am băgat și pe ala aici în clipul. Deci am văzut și eu din alte clipuri. O să fie un gen gloss, ruj, foarte subtil, foarte puțin roz pe buze. Deci, haideți să-l punem la probă! După cum puteți vedea, aici în mijloc are o floare. Vedeți? Deci, să vorbim despre domnul ruj cu floare. Vreau să spun că îmi place foarte mult. E o senzație foarte faină pe buze, ca și cum ți-ai aplica un strugurel de buze hidratant. Îmi simt buzele super hidratate. Culoarea e foarte subtilă, deci nu e ceva extravagant. Îmi place, îmi place foarte mult. Să știți că chiar m-a impresionat rujul cu floare. O invenție chinezească care m-a impresionat, vreau să zic. Prețul este undeva la 2 euro și ceva, atât am dat eu pe el. Și da, dacă vreți să-l încercați, aveți link în descriere. Și apropo de ambalaj și de cum vine el ambalat, este un ambalaj foarte, foarte bun. Rujul de asemenea este foarte bun. Apropo de miros, are un miros așa dulceală. Îmi place foarte mult, o să-i dăm un big
like acestui produs. Următorul produs pe care îl vom testa, îl testez eu aici prezent, nu știu ce zic mereu, îl vom testa. Parcă v-aș avea aici în față și vă arăt aici, uite, hai să testăm. Care ulei de jojoba și ar fi tare hidratat. Ce promite treaba asta este multă hidratare buzelor. Ar fi ceva în genul luciu de buze cu puțină culoare și multă, multă hidratare. Hai să punem la probă și să vedem cum își face treaba. Hai să vă spun cum stă treaba cu nebunia asta. Îmi place extrem, extrem de mult. Este tipicul strugurel cu care ne dădeam toate, de fapt eu în epoca mea aveam genul ăla de strugurel care avea o biluță și te dădeai pe buze cu el, era foarte hidratant, mirosea super drăguț. Exact același lucru este, din punctul meu de vedere. Miroase super plăcut, nu este absolut deloc lipicios, trebuie să reținem asta, nu mi se lipesc buzele absolut deloc. Super hidratant și nu știu, parcă simt cum îmi repară buzele după atâta șters, atâta de machiat. Simt plăcerea aia, hidratația aia. Deci da, îmi place foarte, foarte mult. Nu are culoare, este absolut transparent când îl am. După cum ați putut vedea și când am făcut swatch-ul pe mână, nu se vede absolut nimic, este o culoare transparentă, deci nu oferă absolut nicio culoare buzei, doar că oferă senzația aia de hidratare, luciu, bineînțeles, pare super drăguț, chiar îmi place, chiar am să-i dau un super, super like. Următorul produs pe care îl vom proba este tipicul Tattoo Long Lasting Lip Color, pe care l-ați mai văzut, cred că, în blogosferă, în YouTube sferă, ați mai văzut sigur, dar eu nu l-am probat și am zis să vă dau și prima mea impresie aici pe canal, deci l-am cumpărat și știam că este un produs care s-a mai văzut în lumea asta youtuberească. Deci haideți să-l punem la probă. Sincer să fiu, din ce am văzut nu prea cine știe ce, dar hai să vedem ce poate și pe buzele mele. Cât de nașpa va să fie treaba asta. S-a uscat. Deci o să încep să îl jupoi și să văd ce rămâne de desubt. Sincer să fiu, cea mai scârboasă chestie, cel mai scârbos ruș pe care l-am probat în viața mea. Asta o să fie prima și ultima oară când o să mai probez chestia asta. O să spun că nu s-a jupuit chiar ok. Culoarea asta este care a rămas pe buze, nu e ceva extravagant, extraordinar. În concluzie, acestui produs o să dau un mare dislike. E cea mai penibilă chestie care am provat-o în ceea ce privește rujul din viața mea. V-am zis, prima și ultima oară când mai provez chestia asta e super scârboasă, pot să spun. Nu-mi place absolut deloc, nici când e de pe buze, nici când îl aplici, super scârbos. Trebuie să fii foarte atent să nu dai pe din afară. Nu-mi place. Iar acum, doamnelor și domnișoarelor, haideți să probăm minunăția! În acest ambalaj super mega fițos se ascunde o treabă care, cu siguranță, multe dintre voi n-ați mai văzut la viața voastră. Vreau să spun că rujul ăsta, bineînțeles, se cumpără ca să faci puțină caterincă, să faci o glumă bună. Dacă aveți o prietenă foarte pasionată de make-up și vreți să-i faceți o glumă bună de ziua ei, acest ruj este tatăl lor. Asta este rujul, se cheamă Lip Hop. Țineți-vă bine să nu cădeți pe spate, că o să alucinați la ce o să vă arăt acum. Cineva să-mi explice și mie ce înseamnă asta. Cineva să-mi explice și mie cine a inventat așa ceva. De ce? De ce era necesar să se inventeze un ruj așa? De ce? De ce? Rujul în sine este de foarte bună calitate, când l-am aplicat pe mână, chiar super, numai că forma lui, ai doamne, cum să vă explic eu despre forma lui, forma lui este total dezagreabilă, urâtă, dar așa pentru o glumă bună merge, deci țineți la glumă, fără hate reală în comentarii, hai să vedem.
Interesant, nu? Vă place, vă râdeți acum, clar. Cum să nu vă râdeți? Ia uite, vă văd deja împrăștiați de râs pe jos, normal. Cam așa arată. Super interesant, culoarea e super faină, rujul în sine e super drăguț, dar forma lui e super penală, Dumnezeule. Nici nu știu ce notă să-i dau acestui produs. Nu știu, lăsați voi în comentarii ce notă i-ați dat acestui produs. Și dacă ar fi să cumpărați acest produs pentru ce l-ați cumpăra. Deja când ne-am întâlnit cu toți prietenii, le-am arătat rujul, ne-am prăpădit de râs. Deci îl văd apropiat pentru asemenea evenimente. 1 aprilie, când vreți să faci o glumă bună unei prietene, eu pentru chestiile astea văd rujul ăsta. Voi pentru ce ocazie ați cumpărat rujul ăsta? Bun, fetelușe, cam atât pentru astăzi. Sper că v-ați distrat alături de mine, sper că v-a distrat clipul de astăzi. Dacă este așa, nu uitați să dați și voi un like și dacă e prima oară când mă vedeți, nu uitați să vă abonați pentru că mă urmează multe, multe, multe clipuri de genul. Nu uitați să dați un ochi și în căsuța cu descriere, acolo aveți super multă informație. De asemenea, aveți link-uri către toate rețelele mele de socializare unde puteți găsi, unde putem comunica. Să ținem legătura și pe acolo. În continuare o să vă las cu încă două clipuri de ale mele, o să le las pe aici pe undeva, sper să vă placă și acelea. Vă pupăcesc să strâng ca de fiecare dată și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!